ce? Ești cineva? Păi șef a zis să intrăm la 10. Deja e 10 și un sfert. Atunci hai să intrăm. Aici este cabinetul șefei spitalului nostru de monștri. V-am spus că a venit prea degrabă. Șefa încă nu-i. Probabil că stă undeva și savurează o cafeluță. Se odihnește. Uite, vin 4 medici proaspeți, dar ea îmblă hălca. Chiar niciun respect față de personalul medical. Dar închideți gurile voastre. Eu propun să scriem o scrisoare colectivă la Ministrul Sănătății. Nu, în zadar am învățat 8 ani ca să venim să muncim la spital. He, ce viperă trebuie să fie ea. Ne-a chemat la ora 10, dar ea singură nu este. Eu nu sunt viperă, ci șarpe de casă. Ați auzit? Cine a vorbit? Eu visez? Faceți cunoștință! Șefa spitalului nostru, doamna Costelescu! Încântați de cunoștință, doamnă șefă! Bună ziua! Ne scuzați, vă rog! Bună ziua! Hai, că prima noastră întâlnire văd că a început cu dreptul! Luați loc pe canapea! Doamna șefă, ăștia sunt doctorii noștri, noi. Început, vă iert aroganța voastră. Dar dacă se mai repetă, vă aplic câte o sancțiune. Și ce o să ne facă? O să ne muște? De fund! Dar nu cred, e șarpe de casă. Ne scuzați. Asta mai mult nu se repetă. Bine, haideți să facem cunoștință. Eu sunt doamna Costelescu, șefa spitalului de monștri. Și aveți mare noroc, pentru că astăzi, chiar în prima zi de serviciu, rămâneți în tura de noapte. Felicitări! Vai, tura de noapte! Noaptea se întâmplă cele mai interesante cazuri cu monștri! Dar nu vom dormi! Aici, la spital, interesante cazuri? Bine, colegul vostru Dumitru vă va îndruma pe tot parcursul turei de noapte. Succes! Noi deja am făcut cunoștință cu colegul Dumitru și vom face o echipă eficientă. Doamna doctor mutant, aveți toată încrederea în capacitățile noastre. Perfect! Ce? Mutant? Doctore, sanote ipsum! Dragi colegi, eu propun pentru astăzi următorul program. Eu voi trata pacienții noi, iar voi îi veți trata pacienții care deja sunt internați în spitalul nostru. Atunci să mergem să muncim! Spor la treabă! Nici nu știți ce vă așteaptă! Bună ziua! Eu am venit la dumneavoastră! Dacă nu greșesc, sunteți The Thing, mână din Wednesday! Oh, încântată de cunoștință! Să știți că astăzi eu voi fi doctorul dumneavoastră. Vă voi trata! Vreau să vă acord câteva întrebări. Cum vă simțiți? Așa și notez. Plângeri de sănătate nu sunt. Acum, haideți să facem câteva exerciții. Arătați-mi, vă rog, cifra 2. Văd că vă recuperați foarte rapid. Acum arătați-mi cifra 4. Nici nu m-am gândit că atât de rapid o să vă tratați. Notez. Felicitări! Dar nu trebuie să mulțumiți. Aceasta e datoria noastră, a doctorilor, să vă tratăm. Bună ziua, doctore! La chirurgie mie mi-au spus că la dumneata sunt fișele mele medicale.
Salut, Hulk! Hai că verific! N-am nicio fișă medicală a ta! Cum n-ai? Atunci unde să fie? Căutați la registratură! Wow! Acum ne arăt eu la registratură și la tot! Stați puțin! Vă conduc eu! Să nu dorm la spitalul! Haideți acum să verificăm nivelul de oxigen. Întindeți, vă rog, degetul. Vai! Mai mult decât perfect! Mergeți spre bine! Nu vă faceți griji, foarte curând veți fi externată și veți merge acasă la rude. Vă las să vă odihniți! Cât pe ce să uit! Stați să vă las ceva, să vă antrenați mâna! Ajută bine! Țineți! Așa! Și fiți atent unde mai băgați degetele! La priză nu e voie! Intrați, vă rog! Bună ziua, doamna doctor! Mă scuzați de deranj! Intrați! Luați loc și spuneți ce vă deranjează! Dar nu mă deranjează nimic! Sunt perfect sănătos! Atunci spuneți, vă rog, cu ce vă pot ajuta? Păi trebuie să trec comisia medicală pentru serviciu. Și ce lucrați? Sunt șofer de camion. Și a rămas doar să verificăm vederea, așa-i? Dar eu vă spuneam, la mine totul este perfect. Vederea e ideală. Nu. Doar să-mi dați un certificat, precum că totul este ok și să plec la muncă. Nu vreau să mă deranjez. Nu! Păi nu putem așa să vă dăm certificat fără să vă verificăm. Hai, luați loc și hai să testăm vederea. Păi dacă ziceți că e nevoie, atunci hai, verificați. Nimic nu se vede în radiografia aceasta. Nu înțeleg. Care-i susul? Care-i josul? Stai. Cum să se vadă? Dacă este radiografia, omul e invizibil. Următorul! Da, intrați! Domnul doctor, sunt mumia. Pot să intru la pansament? Da, desigur, intrați. Haideți, pansamentul facem acolo, după perdea aceasta. Pantul de una. Da. Vedeți? Așa. Haideți, rog, aici. Intrăm. Acum schimbăm pansamentul! Ia să vedeți cum o schimbăm! Dar unde ați reușit așa să vă murdăriți pansamentul dumneavoastră? Eu am mâncat niște coapăză neagră și m-am murdărit. Dar știți ce? Eu m-am gândit. Dați pansamentul vechi să-l strângem și să-l mâncăm la gunoi, iar eu vă aduc altul nou. Haideți, așteptați un pic. Ia la toși vin. Bine, aștept! Wow, ce ochi frumoși aveți! Albastri! Doar că sunt un pic cam bolnaviori! Nu, aseară am stat până târziu la televizor și probabil un pic m-a afectat. Vom testa chiar acum! Vă rog să acoperiți cu o mână ochiul drept și spuneți ce literă este aici. Cu mâna ochiul drept. Stai, care așa, cred că. Litera L. Dar aceasta? G. Vă descurcați bine, dar aceasta? Dublu V. Stați un pic! Dar ce aveți acolo în mână? Nimic. Hai, dați-o încoace! Dar eu n-am nimic! Cum n-aveți nimic? Eu
nu văd! După ce ne trebuie! Va trebuie neapărat! Vă rog frumos, până să ajung prin copii! Cine vine la verificat vederea cu copiuțe? Vai, n-am mai văzut așa ceva niciodată! Să cum ce mă fac? Unde avem noi aici pansamente? Așa, gol, mic. Și aici să fie gol. Lisa, tu pe aici n-ai cumva un pansament liber care nu-ți trebuiește. Nu știu. Să fie panul. Aici, aici. Păi acela nu-i pansament, e prosop. Păi dacă în tot spitalul nu avem pansamente, știi că am o idee. Șefa spitalului nici nu se gândește la pacienții ei. Acum trebuie să improvizăm. Pansamente. N-am înțeles. Nu știi nimic? Cum nu-i? Este tot ce trebuie. Să vedem acum cum vă descurcați. Aceasta. Nici cu unul, nici cu altul. Ok, dar asta? Yes. Și ultima? Yeah. Așa, suficient. Totul este clar. Atunci, doamna doctor, cum e cu vederea mea? Totul e bine, da? V-a certificat? Îmi pare rău, dar din păcate nu vă pot elibera niciun certificat. Aveți minus 8. Doamna doctor, ce mă fac? Nu mă primește la muncă cu așa vedere. Iar acasă mă așteaptă 5 guri flămânde și 10 ochișori care se tot uită la canța ușii. Dacă vine cumva tata cu mâncare. Din păcate nu pot să vă ajut cu nimic. Doamna doctor, dar poate totuși este vreo metodă să reparăm cumva situația mea. Poate vreun transplant, luăm de la ochii de la un monstru și îi punem la mine. Măcar asta vreun mare, așa, în frunte. Transplant? Nu știu dacă mai am. Stați că verific. Am doar ureche, deget și limbă. Doamna mumie! V-am adus chipon pentru pansamente. Vezi, nonuță. Oh, mulțumesc! Așa de bun de trebuie? Dar pe desigur și cum ea sunteți o mătăhală întreagă. Oh, dar nu par cam așa subțiri. Subțiri? E un model nou, doamnă mumie. E un pansament de ultimă generație. Multifuncțional, dacă. Da, e multifuncțional! Așa vă pansăm. Ia, priviți, cât e de moale, nu? Prea moale! Și apropo, după ce îl folosiți, puteți acasă să-l luați la baie. Va fi de folos. Ce? Cum adică la baie? Pentru ce la baie? Vă putem face o operație cu laser pentru corectarea vederii. Doamna doctor, așa să fie! Eu merg la orice operație! Numai, haideți mai repede! Perfect! Atunci plec rapid să pregătesc sala de operație și laserul! Dar laserul ăsta nu e periculos! Dacă cumva dați pe de aproape așa, a? Este o operație inofensivă și durează foarte puțin! Bine, atunci haideți să mergem! Vă conduc eu! Pe aici!
culcați aici. Vă rog, mâinile pe lângă corp, nu pe piept. Da, desigur. Priviți la dinozaur. Dar dinozaurii încă nu au murit. Ăsta încă trăiește. Sper să nu observe că de fapt este hârtie igienică, dar niciun fel de tifon. Acuși încă un pic, încă un pic, încă două, trei pansamente mai facem și gata. Uite așa, aici vreau să-mi tiți mâna, bine? Dar cât o să țină? O să țină? Chiar dacă nu ține, veniți săptămâna viitoare, mă punem altul. Acum piciorul, vă rog frumos. Dar așa se rupe. Nu, e ok, așa, e bine. Ia, priviți cum arătați. Și pansamentul e frumos și curat și alb. Dar data trecută parcă era mai strâns așa, nu știu cum. E bine așa. Eu vă doresc o zi frumoasă. Reveniți deja după anul nou. Vă aștept. Bine. Sigur o să țină. Ține. O revedere. A plecat. Să-i spun șefului să ne aducă pansamentul lui obligatoriu. Că dacă nu, vom sta noi toți doctorii. Eu ne-am luat eu hârtie aceasta, igienică. Cu muștrii ăștia, te epuizez la maxim. Mai sunt și foarte murucănoși. Am lucrat 3 ore, că deja mi s-a făcut și foame. Melissa, nu ai nimic acolo, bronțuit. Bă! Mi-a lăsat un monstru foarte drăguț. Cum? Ți-ai permis să iai ceva de la pacienți? Inadmisibil! Dacă află șefa, ai pățit-o! Aha, la asta m-am gândit și eu. Dar mi-a dat ceva de nerefuzat. Napolitane nati! Asta da, e excepție. Păi asta ziceam și eu! Hai, serviți! Sunt ediție nouă! Ia uite ce subțiri! Și 3 gusturi diferite! Astea cu cremă de căpșuni? Îmi plac foarte mult. Trebuie să mâncăm mai rapid. Văd că moștii se ridică de pe paturi. Eu știu, un leac foarte bun. Îi servim cu napolitane. Dacă o să ne ajungă. Ne ajung? Nu vă faceți griji. Deja am făcut comandă. De pe shopius.ro. Următoarea! Ei, doctore, ce e asta? Nici n-am reușit să ajung până la ușa spitalului, că deja tot pansamentul cade de pe mine. Cum îți permiți așa ceva? Eu sunt o mumie și am 3.000 de ani. Și tu m-ai învelit în hârtie igienică? Nu e posibil așa ceva. Doamne paciente, vă rog frumos, nu faceți grăgie. Să nu trezim toți pacienții noștri. Știu că sunteți o mumie respectabilă și nici de cum nu am avut să vă ofensez, dar avem o forță majoră. Pentru ce am plătit eu așa bani? Ăsta-i pansament la tine! Doamna mumie, vă rog frumos să o considerați ca pe o forță majoră. Așa s-a întâmplat. În spital mai avem pansamente. Și am vorbit cu șeful, le-am spus că pansamente sunt obligatorii, dar... Păi, e ceva... Și eu ce sunt vinovată cu asta? Vă rog să faceți ordine aici la voi în spital! Mă rog de tine că mă grăbiesc! Dar data viitoare să nu se mai întâmple! M-ai înțeles? Doamna mumie, am putea pe cele vechi pe care le-am pus cu noi să le spălăm! Nu, alea nu! Nici eu nu recomand! De aceea vă promit,
acum vin în spitalul nostru pansamente pe cele mai bune, le aleg și le pun deoparte pentru dumneavoastră și le spun că nimeni să nu pună nici degetul pe ele. Bine, în caz cu drag, o să scriu plângere pe tine. Aici văd că vă cade peste ochi. Haideți că vă conduc eu. Da, te rog, până la ieșire. Și cum să conduc o mașină? Veniți pe aici, ușurel, așa. Cum a decurs operația de la doctor? Perfect! De acum înainte veți vedea lumea cu totul alți ochi. Cum? Mi-a schimbat și ochii? Nu! Doar v-am operat cu laser, v-am zis. Și acum ce facem? Așezați-vă aici. Aici? Așa! Bravo! Și ia să spuneți, vă place? Doamne doctor! Atât de bine văd! Văd toate elementele din această încăpie! Atunci, hai să facem încă un test cu acele litere! Haideți! Hai să vedem! Ce literă avem aici? Ce literă? Eu vă zic ce scrie acolo cu mărunt! Fluturi! Și sunt desenați trei fluturi! Extraordinar! Doar aici? Ce? Nu vedeți această literă? Dar litera A e un B! Eu doar număram câte ace are ariciu. 457! Da aici? Acel jaguar are 134 de pete negre. Da! Cred că deja aveți vederea mult mai bună decât a mea! Doamna doctor, eu deja mă gândesc să părăsesc serviciul meu și să mă angajez ca pilot de avioane. Ați putea înlocui și un telescop cosmic cu așa succes! Atunci vă rog frumos să-mi dați un certificat medical. Povederea mea este super ok. Acum desigur că vă pot elibera certificatul. Vă rog, doamna doctor, mai repede! Doctore! Unde e filonea medicală? Am căutat-o prin tot spitalul. Cu siguranță e la tine. Dar dumneavoastră vedeți? Am în cabinet pacient. Poftim certificatul. De ce dați așa buzna pe aici? Dar mie nu-mi pasă cine este în cabinet. Eu fișa mea medicală caut de două ore. Dați-mi-o chiar acum. Haideți că o caut. Cum nu-i? Caută mai bine! Ei, domnule! Tu ce, n-auzi bine? A? Să nu vezi! Doamna doctor are un pacient în acest cabinet! Dai un pic de răbdare! Asta tu nu vezi și n-auzi bine! Hai cu mine să discutăm! Hei! Eu zic să vă calmați! Noi acum nu suntem la disco, ci într-o instituție medicală! Eu pe el de limbă, nu l-am tras! Sau ce? Ți-e frică? Nu mi-e frică, de ce vrei să discutăm acolo? Hai la ieșire, nu aici! Hai! Îmi coștăvim de la portă! Hai, coștăvim! Uf! Doamna doctor! Mă puteți ajuta din nou? Ce-ați pățit? Chiar acum, rapid, în sala de operație! E ceva urgent! Haideți! Domnule prizonier, data viitoare să fiți mai atent cu pacienții din acest spital! Pentru că nu este un spital simplu, ci un spital pentru moștri! Și puteați să pățiți și mai rău cu Hulk! Aveți dreptate, doamna doctor! Data viitoare voi fi mult mai atent! Vedeți bine? Da, e perfect! Și acum, așa, câte acea aveliciu? 457, așa-i bine?
Ține-ți certificatul. De curând, doamnă doctor. La revedere. La revedere. Și să fiți foarte atent. Da, desigur.